Ce ai făcut, mă, nene, mă? Larisa, hai pe canapea, să rămână, bună dimineața! Bună dimineața! Eu sunt convins că am zis școala de dans românesc Larisa și Marin Barbu, nu? Și ce-ar fi ea dacă n-ar fi fost el? Nea Marin, hai încoa! S-ar ploiceanca de râs. Neața, Nea Marin. Neața. Bine te-am găsit. Luați un loc, felicitări, extraordinar, senzațional. Bravo. Flavia rar se uită la dansurile din emisiune, de data asta a fost ochi. De data aia iubește și suflet. E foarte greu ce faceți, este spectaculos, artistic, cap-coadă, îmi place de mor, nu pot să dansez în viața mea. Aia e, s-a nu demonstrat. E adevărat. Du-te, băi, de aici. N-ai cum să nu-ți placă, pentru că jocul tradițional are atâta energie și cea mai mare bucurie a mea este că eu i-am transmis Larisei dragostea de joc și ea o te transmite mai departe sutelor de copii și sutelor de oameni care iubesc dansul. Asta e mare lucru. Senzațional, extraordinar. Aveți o energie și un pozitivism și un zâmbet adevărat, cum rar se întâmplă să văd. Vă mulțumesc că ați venit în dimineața și asta. Noi, mulțumim și mult că ne-ați dat boost-ul pentru weekend-ul. Păi boost-ul este în English. Like noi am venit aici să arătăm oamenilor că noi chiar iubim ceea ce facem. Și uite, de 8 ani de zile, în fiecare an, în Muzeul Satului, noi organizăm Hora Satului. Pe data de 12, adică duminică acum, suntem împreună acolo, cred că 1000 și ceva de oameni vor veni să joace cu noi. Nu cred. Cine vrea să învețe direct atunci, învață de la copiii noștri, de la elevii noștri. Live, copii de la 5 ani până la
copii mai mari până pe la 68 de ani. Avem de toate, da. Vin să joace și nu e un spectacol. Și invităm pe toată lumea care își dorește să vină în Muzeul Satului de la ora 16 până la ora 18, dansăm, chiuim. Puțin mai bine decât ce ați văzut acum. Ce ați pregătit? O sârbă? O horă? Acolo? Da. Acolo? 10 de jocuri. 10 de jocuri? Da. Și ceva simplu pentru cei care da. Da. Acolo în hore, sârbe și să vii și tu să continuăm ploiceanca, că ai rămas la 50%, așa? Lasă-ne-a, Marine, că la filmare am fost... Ai fost tare. Da, da. Băiatul meu, mă, Dani, a jucat. Băiatul meu, da. Tu nu prea ai jucat. Ce să fac? Dar nu te las eu. Nea Mărin are doi băieți, pe Vârciu și pe Dani. Să ia să-i crească. Da? Sănătos, zic. Mulțumim tare mult că ați venit. Vă mulțumim încă o dată că sunteți alături. Și vă așteptăm duminică. Dacă noi venim duminică dacă intrați Flavia și voi. Flavia mi-a promis că vine, da? Așa că o aștept. Dacă vreți să veniți și voi, cu mare drag. Și toți cei de acasă îi așteptăm alături. Duminică, ora 16, Muzeul Satului din București. Îl găsiți sigur, e de bandă de mare acolo.